Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu și binecuvântarea lui să vină peste noi toți. Avem nevoie de ea și va face bine vieții noastre în întregime. Dorim să împărtășim câteva lucruri din Scriptură referitor la conștiință. Acest aspect lăuntric al omului, această parte de gândire ca un arbitru lăsat de Dumnezeu în noi, ea pronunțându-se cu o judecată morală asupra ceea ce noi facem, fie bine, fie rău. Spune Apostolul Pavel în Romani capitolul 2, vorbind despre conștiință, chiar în dreptul neamurilor, 2:15, și ei dovedesc că lucrarea legii este scrisă în inimile lor, fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul lor și gândurile lor, care sau se învinovățesc sau se dezvinovățesc între ele. Există o asemănare, o identitate între cuget și conștiință pe o anumită porțiune. Există și o diferență. Vorbind despre cuget, se poate vorbi despre gândire, a cugeta, a te gândi. Însă tot în cuget, și chiar acesta este termenul care întâlnim în traducerea Cornilescu, nu întâlnim termenul de conștiință, însă tot în cuget este inclusă această conștiință. În Psalmul 76 dau doar un exemplu de un verset unde a cugeta nu-i vorba de conștiință, ci de a gândi. Mă gândesc la cântările mele noaptea, cuget adânc în lăuntrul inimii mele, îmi cade duhul pe gânduri și zic. Deci aici omul în cugetul lui gândea. Și este normal să fie așa, să se suprapună gândirea cu conștiința și cugetarea împreună cu ele. Ele nu pot fi separate. Că omul cugetă, adică gândește, în funcție și de conștiința sa. Și conștiința sa este și ea interdependentă de gândurile sale. Nu le putem exclude. După cum este foarte greu să separăm sufletul de duh. Dumnezeu spune Biblia că o face perfect, spune în Evrei. Desparte totul, pe felii. Ca un specialist într-un laborator pus la punct. Însă noi, în condiția noastră, nu putem suficient să le separăm. De aceea le vom și lăsa uneori împreună, tratându-le, totuși punând accentul pe conștiință, pe acest arbitru interior care aprobă ce am făcut sau dezaprobă ceea ce noi am făcut. Toți oamenii au conștiință, însă ea nu este la același nivel. Citeam într-un dicționar explicativ al limbii române, scris pe vremea comunistă, ce scrie în dreptul conștiinței. Zică, un statut de norme morale pe care omul și le-a dobândit în urma educației lui. Deci și ei aveau felul lor, însă diferă de un concept al conștiinței în plan spiritual. Un concept are, știu eu, un om din lumea a treia sau un om din Occident. Nu, la toți se manifestă la fel. Indienii nord-americani aveau o prezentare a conștiinței, spuneau ei că și conștiința în mintea omului este ca un triunghi care se rotește. Și atunci când nu ai procedat corect, se rotește și te atinge cu colțurile, te atenționează. Dar dacă nici astăzi nu ții cont de conștiință, nici mâine, se tot rot colțurile la triunghi până se face ca un cerc și nu te mai roade deloc. Deci toți au conștiință, însă nu la toți este în aceeași poziție, în aceeași formă. Nu la toți e la fel de educată. Să privim mai întâi la această funcționare a conștiinței, așa cum se desfășoară ea în toți oamenii. Și apoi diferit. În primul rând, manifestarea în natura umană a conștiinței. În mod sigur, conștiința nu e ceva care oamenii au acumulat-o de-a lungul civilizației prin învățare. Conștiința e ceva pus în om de Dumnezeu. Copilul se naște cu conștiință. Adam a fost conceput de Dumnezeu având în sine conștiință. Roman 2:14-15, căci neamurile, măcar că n-au lege, o lege scrisă, nici chiar transmisă pe cale oral care încă să nu se mai păstreze, fac din fire, adică din natura lor, aici nu-i vorba neapărat de carnea păcătoasă, ci de natura omului, din fire lucrurile legii. Prin aceasta ei care n-au lege își simt singur lege. Și ei dovedesc că lucrarea legii este scrisă în inimile lor, fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește conștiința lor și gândurile lor, care sau se învinovățesc sau se dezvinovățesc între ele. Și facem un apel și la Cartea Genesei, capitolul 3, acolo unde
Adam și Eva au căzut în păcat, căci după acel moment a intrat în funcțiune conștiința. 3:8. Atunci a auzit glasul Domnului Dumnezeu care umbla prin grădină răcoarea zilei și omul și nevasta lui s-au ascuns de fața Domnului, printre pomii din grădină. Domnul Dumnezeu a chemat pe om și a zis, unde ești? Și i-a mai pus o întrebare, versetul 11, cine ți-a spus că ești gol? Nu ne spune Biblia aici că Satan i-ar fi spus. Satan i-a spus altceva. Nu cumva ai mâncat din pomul în care îți poruncisem să nu mănânci? Și el spune, mi-a fost frică pentru că eram gol și m-am ascuns. Când Adam a păcătuit și orice om când păcătuiește de prima dată, sau un tânăr sau un copil când comite o faptă rea care n-a mai făcut-o până atunci, îi bate inima cu putere. Conștiința dintr-o dată face o reacție puternică. Cu vremea nu mai face aceeași reacție. Este mult mai slabă. Dar prima dată când omul păcătuiește, o explozie se produce înăuntru său, după ce păcatul a fost comis. În natura umană, conștiința funcționează în doi timpi. Este o conștiință intuitivă, adică preventivă, care dinainte spune nu fă. Și o parte a conștiinței concluzivă, care după ce ai făcut păcatul, îți spune, măi, ce ai făcut? E adevărat, cu cât este omul mai sensibil și mai aproape de Dumnezeu, asta intuitivă de la început e mai pronunțată și te pune în temă, vezi, nu păcătui. Cea de la urmă îi apasă pe toți, dar tardiv uneori. Cât privește cea intuitivă, citim în Roman 14, și noi putem să recunoaștem aceasta. Când vine o ispită sau cineva te provoacă să faci un păcat, să faci un rău, parcă un instinct din tine îți spune, nu fă că nu este bine. 14:22, încredințarea pe care o ai, păstrează-o pentru tine înaintea lui Dumnezeu și acum cine interesează pe noi, ferice de cel ce nu se osândește singur în ce găsește bine, dar cine se îndoiește și mănâncă este osândit, pentru că nu mănâncă din încredințare. Deci înainte de a mânca, înainte de a comite un lucru, apare ca un sentiment de osândă. Dacă fac asta, este spre osândă, sunt osândit. Este indicat și important să ține omul cont de acest semnal, care este foarte sensibil uneori, dar el există. După ce ai comis păcatul, se manifestă al doilea semnal al conștiinței, mult mai profund, mult mai accentuat. Citim în Ioan 8:9, niște oameni au dus la Domnul o femeie, dar erau din cei care se carotise triunghiul ei și nu pare erau sensibili. Dar când Domnul i-a pus în temă, 8:9, când au auzit ei cuvintele acestea, s-au simțit mustrați de cujetul lor. Le-a spus Domnul că ce-au făcut, i-a mustrat Domnul pe față pentru ce au păcătuit ei, s-au simțit mustrați în conștiința lor. Deci fie că omul este mustrat imediat după ce a păcătuit, nu la toți se întâmplă așa, unii rămân adormiți în pietriți, dar la o judecată, dar la o predică, dar cu ocazia unei discuții sau unei descoperiri dumnezeiești, ți-amintești imediat și încep remușcările. S-au simțit mustrați în cujetul lor și au ieșit afară unul câte unul. Se simțeau vinovați. Și mai adăugăm 1 Corinteni 4:5, s-ar putea pe unii să nu-i mustre conștiința toată viața. Fac răul, se hrănesc cu asta, se laudă cu păcatul, însă va veni judecata când, în ultimă instanță, conștiința lor va fi activată de Dumnezeu. 1 Corinteni 4:5. De aceea să nu judecați nimic înainte de vreme până nu va veni Domnul, care va scoate la lumină lucrurile ascunse ale oamenilor și va descoperi gândurile inimilor. În ultimă instanță, își vor da cu toții seama. Cum și-a dat seama într-un târziu acel paharnic, acum mi-aduc aminte de greșeala mea. Cum și-au amintit aceștia din Ioan la judecată, așa la judecată își vor aminti toți. Și una din durerile veșniciei celor răi va fi această roadere a conștiinței. Că au știut, au călcat peste voia lui Dumnezeu și nu vor putea scăpa de acest sentiment de vinovăție, de această durere care ți-o produce în urmă fapta săvârșită.
Și numai pentru atât. Nu merită să săvârșești fără de legea. Să luăm o comparație. Este o anumită mâncare care poate îți place, la gust sau la minte. Dar știi că potrivit cu sănătatea ta nu-ți face bine și că în urmă ai dureri de ficat, de stomac sau așa mai departe. Ei, gustul acela al mâncării, că pentru aceasta o mănânci, că nu neapărat că mor de foame, dar gustul acela al plăcerii, nu merită pe lângă durerea organului respectiv care este afectat. Așa și la păcat. Senzația de bucurie sau de plăcere care o are omul când păcătuiește, nu merită, să nu mai spunem de alte pedepse care poate le va da Dumnezeu. Dar numai durerea care te roade în urmă, acea conștiință care va fi activată de Dumnezeu concluziv în final. Să ne dea Domnul Haru pe noi să ne înțepe conștiința înainte de a păcătui. Că la gata îi înțeapă pe toți. Ori acum după păcat, ori în ziua judecății. De înțepătura asta nu scapă. Unii însă nu țin cont de asta. Și vreau să amintim acum la al doilea subpunct, distrugerea conștiinței. Diavolul se luptă ca să fie distrusă conștiința oamenilor. Din fața oamenilor ia Biblia, le aduce alte imagini. Dar este foarte greu diavolului să șteargă tot ce e în conștiința omului, însă se luptă și acolo. Și uneori are rezultate. În a-l spăla pe om, nu numai pe din afară. Era scris în Vechiul Testament să aibă scris legile ca un fruntar între ochi, să le aibă legat la mână. Dar vrea Satana să-l spele pe om și pe dinăuntru, ca să nu mai rămână nimic bun. Citim aici în 1 Timotei, capitolul 1, versetele 5 și 6. Ținta poruncii este dragostea, care vine dintr-o inimă bună, dintr-un cuget bun. Fără conștiință nu se poate. Și dintr-o credință neprefăcută, unii, fiindcă s-au depărtat de aceste lucruri, deci au lăsat-o cu sinceritatea, cu pocăința, cu neprihănirea, au rătăcit și s-au apucat de flecării. Când omul se nelicește cu alte lucruri, când nu mai ține cont de lucrurile sfinte, trece peste ele, spune versetul 19, să păstrezi credința și un cuget curat, o conștiință limpede, pe care unii l-au pierdut, au pierdut-o și au căzut din credință. Și adăugăm Romani 1:19, fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei. O copie a legii este înăuntru nostru. Căci le-a fost arătat de Dumnezeu. Însă spune versetul 21, fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gânduri deșarte. Deci, lăuntru nostru, capacitatea noastră mentală, unde este gândirea, unde e conștiința, toate sunt acolo la ele acasă, s-au dedat la gânduri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. Și spunea Domnul Ioan 3 că unora le place la întuneric ca să nu li se vadă faptele. Și în starea asta de întunecime a inimii, nu toate faptele se mai văd, numai cele mari tare. Și așadar oamenii s-au defectat înăuntru, li s-a întunecat mintea, au început să orbească și conștiința să fie degradată, să nu mai rămână sensibilă. Undeva într-o țară, pentru a-i pune pe anumiți oameni să comită crime, îi hrănea cu filme tâmpite tot timpul, îi îmbăta și chiar îi droga ca să anihileze orice sentiment de umanitate în ei. Și atunci îi trimitea fie să comită anumite acte de terorism, de cruzime, dar mai întâi distrugea aspectul acesta al conștiinței din interior, ca ei să poată fi funcționabil, ca un robot. Și după ce se degradează, se poate ajunge, chiar Biblia spune, să-ți pierzi conștiința. Citim în 1 Timotei 4:2, spune aici în versetul 1, învățătura demonilor, alipirea de ei, abătuți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, însemnați cu fierul roșu în însuși cugetul lor. Deci înseamnă că cugetul lor este deja ars, a fost însemnat cu fierul roșu și nu mai este funcționabil, este ca un tăciune. Și adăugăm Tit 1:15, totul este curat pentru cei curați, dar pentru cei necurați și necredincioși nimic nu este curat, până și mintea.
și cugetul le sunt spurcate, însemnate cu fierul roșu și au ajuns spurcate. Versetul 11. Ce rezultă când un om și-a pierdut conștiința? Nu cunoștința, conștiința. Și cunoștința adevărată, evident, dar nu în sensul că nu mai are memorie. Că știm că un astfel de om este un străcat și păcătuiește de la sine. Nu mai are nicio opreliște în mintea lui ca să nu păcătuiască, de la sine o face. Și mai adăugăm 2 Petru 2:14, astfel de oameni le scapă ochii la prea curvie și nu se satură de păcătuit. Nu mai au niciun hotar. Momesc sufletele nestatornice, au inima deprinsă la lăcomie, sunt niște blestemați. Sunt irecuperabil, spurcați, înfierați cu fierul roșu, niște oameni care nu știu dacă vor mai putea fi recuperați. Să privim acum puțin la aspectul conștiinței în învățătura Vechiului Testament. În Roman 2:17 scrie referitor la evrei, și aminteam noi la început că conștiința se leagă strâns de gândire și de învățătura care o ai. 2:17. Tu care te numești iudeu, care te razim pe o lege, care te lauzi cu Dumnezeul tău, care cunoști voia Lui, care știi să faci deosebire între lucruri, chiar opera conștiinței face deosebire. Știi să faci deosebire între lucruri pentru că ești învățat de lege. Și porunca cea mai mare, Matei 22:37. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Conștiința evreului, după lege, trebuia să-l ajute să facă deosebire între lucruri, să discearnă albul de negru, curatul de necurat, binele de rău, și în lăuntru, în profunzimea conștiinței sale, trebuia să-L iubească pe Dumnezeu din conștiință, că așa a fost normal creat omul. Dar ceea ce s-a pierdut, Dumnezeu a încercat să recupereze la evrei prin lege, prin această cunoștință a legii, ca să-i ajute să fie restabilită conștiința la înălțimea ei, la care ar dori Dumnezeu. Atunci când ei se simțeau mustrați în cugetul lor, Dumnezeu ar fi vrut să se simtă mustrați nu doar de învățătura leviților, care la anumite perioade trebuia să repete toată legea, dar Dumnezeu vrea să se simtă ei mustrați când păcătuiesc de cugetul lor, să-L iubească pe Dumnezeu din cuget, nu doar din minte. Și citim în 1 Împărați, capitolul 8, se ruga Solomon în rugăciunea sa de la inaugurarea templului. 1 Împărați 8:38. Dacă un om, dacă tot poporul tău, Israel, va face rugăciuni și cereri, fiecare își va cunoaște mustrarea cugetului și își va întinde mâinile spre casa aceasta. Ei trebuiau, când au păcătuit, să fie mustrați în cugetul lor și sub acest instinct și imbold al cugetului să se ducă la templu, să se roage și să aducă jertfă. Și acum ne întoarcem în Noul Testament, la Cartea Evreilor, unde tot despre evrei spune, Evrei capitolul 9, evreul când mergea cu jertfa lui la altar, în conștiință era încărcat, apăsat. Și spune Evrei 9:9, aceasta este o asemănare pentru vremurile de acum când se aduc daruri și jertfe, care însă nu pot duce pe cel ce se închină felul acesta la desăvârșirea cerută de cugetul lui. Dumnezeu așa a lăsat să fie cugetul ușurat prin această jertfă, însă el evreu să fie conștient că trebuie ceva mai spre sus de o jertfă de animal. Cugetul lui implementat de Dumnezeu îi spunea că deodată este bine, atât, dar ar trebui ceva mai sus, mai înalt, ca o referire la Domnul Iisus, și spune versetul 14, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Deci o curățire era și în Vechiul Testament, când îl apăsa conștiința cugetul pe om, însă, evident, despovărarea de orice grijă, de orice
osândirea cugetului vine prin jertfa Domnului Iisus, a Lui să fie slava în veci. Este mare har și în privința asta ce ne-a făcut Dumnezeu nouă, să ne elibereze cugetul. Și uneori mai sunt câte unii printre noi care diavolul le spune, dar ai păcătuit atunci și atunci, nu mă acceptați. Dumnezeu ne-a eliberat. Și din moment ce în cazierul nostru nu mai funcționează nimic, nu trebuie să mai funcționeze nici în mintea noastră ca și cum ar fi existat. Biblia spune, nu mai sunt, sunt acoperite, sunt aruncate într-o mare, care noi am numit-o Marea Uitării, că Dumnezeu scrie că uită de ele, și ca atare nu mai trebuie să fie pe cugetul nostru, din moment ce Domnul ne-a iertat. Vreau să privim acum spre situația spirituală din Noul Testament, educarea conștiinței. Spune Apostolul Petru în 1-a sa epistolă, capitolul 4, de la versetul 15. Și sfințiți inimile voastre pe Hristos ca Domn. Fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și teamă, având un cuget curat. Pentru că acei ce bârfesc purtarea voastră bună în Hristos să rămână de rușine tocmai în lucrurile în care vă vorbesc de rău. Dumnezeu produce o transformare înăuntru nostru și ne sfințește. Și spune Biblia că Dumnezeu ne sfințește Duh, Suflet și Trup. Și acum sunteți sfinți. Trupul e sfințit ca și sanctuar pământesc pentru Duhul Dumnezeu, iar Sufletul și Duhul sunt sfințite și ele. Se produce inclusiv în conștiință, care este foarte adâncă, una din elementele cele mai adânci ale omului, cele mai centrale, se produce o sfințire. Și după această sfințire, urmează, citim în 1 Ioan 2,20, o nouă acționare a ei. Dar voi ați primit ungerea din partea celui sfânt și știți orice lucru. S-ar putea, după ce ai fost sfințit și dacă vrei să-L sfințești pe Hristos în viața ta, să n-apuși să înveți toate lucrurile deodată. Dar conștiința noastră primește o ungere printre altele, după care știi, asta e bun, asta nu e bun. Și care e sincer, nu trebuie să-i spui, nici asta nu-i voie, nici asta nu-i voie, și asta e păcat, și asta e păcat. Înăuntru lui ceva îi va spune. Parcă într-o carte a lui Ujman Ni scrie că a mers undeva la munte, a misionat și n-a apucat să-i învețe toate lucrurile pe cei de acolo, într-un concediu scurt. Și când a plecat de acolo, a venit vremea toamnei, cu recolta, cu vinul. Și omul de acolo i-a scris, zice, nu știu ce s-a întâmplat, dar pe când m-am apucat să fac vinul, să-l prepare, ceva dinăuntru spunea că nu este bine. Ce, dar n-ai apucat să-mi explici asta. Explică-mi, nu-i bine sau e bine? Deci acel simțământ interior a fost uns, ca și cum ne-am imaginat că și conștiința noastră este un nax acolo, un șurubel mic, cu o rotiță, care a fost încărcată de rujină, se mai învârtea numai din când în când, dar când Domnul ne-a sfințit și ne-a curățit sau eventual a pus altele noi, cum vreți să luați din punct de vedere biblic, acum funcționează corect și se învârtește la fiecare mișcare greșită și ne atenționează. Spune versetul 27, cât despre voi ungerea pe care ați primit-o de la El, rămâne în voi și n-aveți trebuință să o învețe cineva, ci după cum ungerea Lui vă învață despre toate lucrurile și este adevărată și nu este o minciună, rămâneți în El după cum v-a învățat ea. Conștiința se cuplează cu gândirea, care și ea trebuiește înnoită, Duhul Dumnezeu vine în noi și stabilește reședința și atunci toate astea ca niște rost dințate funcționează bine și corect împreună. Apoi, această conștiință noastră, după ce este unsă și ne spune aici e bine, nu e bine, dar uneori știm de ce e bine și alteori nu știm de ce nu e bine, trebuiește iluminată pe deplin de Duhul lui Dumnezeu și racordată la cuvânt. Spune Pavel în Roman 9:1, că așa se spune uneori printre noi, vedeți, pocăiți sunt și mai înguști, mai rigiți și sunt unii foarte liberi și obișnuiesc unii să se scape cu expresie, pe mine nu mă strămoștă conștiința, eu am libertate. Spune Pavel aici, spun adevărul în Hristos, nu mint, cugetul meu luminat de Duhul Sfânt îmi este martor. Toți oamenii au cuget, însă el trebuiește luminat de Duhul Sfânt. Ungerea aceasta divină produce în noi o iluminare anticipată, preventivă și postoperativă, evident, dar ne previne. Duhul Sfânt ne luminează cugetul ca să nu greșești nici cu privirea, să nu greșești nici involuntar, numai nu prea stăm noi sub această iluminare, sub această rază a Duhului Dumnezeu. Și mai citim aici un cuvânt al lui David, o rugăciune din Psalmul 19.
în care el vrea să se racordeze la cuvânt. Spune de la versetul 7. Legea Domnului este desăvârșită, înviorează sufletul. Oriunduiele Domnului sunt fără prihană și veselesc inima. Când le ai pe astea, trăiești într-o armonie în interior, totul e în regulă. Frica Domnului este curată, ține pe vecie. Versetul 11. Robul tău primește și el învățătură de la ele. Și pentru cine le păzește, răsplata este mare. Versetul 12. Cine își cunoaște greșelile făcute din neștiință? S-ar putea să nu ne fi funcționat această conștiință. Iartă-mi greșelile pe care nu le cunosc. Versetul 14. Primește cu bunăvoință cuvintele gurii mele și încă ceva. Cugetele inimii mele, Doamne, stânca mea și izbăvitorul meu. Cu alte cuvinte, David vrea, așa cum spune în Psalmul 39, Doamne, cercetează-mi lăuntru. Vezi, sunt racordat la cuvântul tău, la calea ta. Dacă stăm sub iluminarea sa, sub raza sa, un racord cu cuvântul. Și atunci când te uiți în cuvânt, așa-i, Duhul Sfânt te luminează aici și te luminează și înăuntru. Și te simți împlinit, te simți liniștit, te simți curat, liber. Că ai fost luminat, este ceea ce spune Scriptura că ne călăuzește Duhul în tot adevărul. O călăuzire inclusiv prin conștiința noastră. Să ne dea Domnul harul acesta. Însă, până vom ajunge toți aici, la acest nivel, să nu mai fie nicio osândire, să ne fie totul clar asupra ceea ce este voia lui Dumnezeu, până vom ajunge toți acolo, cum spune în Efeseni 4, până vom ajunge toți la unirea credinței, la starea de om mare, nu toți ajung deodată, trebuie să ținem cont de cugetul altuia, de conștiința altuia, de nivelul altuia de înțelegere. Și citim pe linia aceasta 1 Corinteni, capitolul 8, versetul 7. Dar nu toți au cunoștința aceasta. Am spus că există o strânsă legătură între conștiință, cunoștință, gândire. Ci unii, fiind obișnuiți până acum cu idolul, mănâncă un lucru ca fiind jertfit unui idol. Și cugetul lor, care este slab, este întinat. Versetul 10. Dacă te vede cineva pe tine, versetul 11, și astfel el care este slab ar pieri din pricina acestei cunoștințe a ta, el, fratele tău pentru care a murit Hristos, dacă păcătuiți astfel împotriva fraților și le răniți cugetul lor slab, păcătuiți împotriva lui Hristos. Și adăugăm, 10 cu 27, dacă vă potrivește un necredincios la masă și voi să vă duceți să mâncați ceva, să o faceți fără să cercetați ceva din pricina cugetului. Însă dacă vă pune în temă, din pricina celui ce v-a înștiințat, și versetul 29 ne dă lămurirea, vorbesc aici nu de cugetul vostru, ci de cugetul altuia. Căci de ce să fie judecată slobozenia mea de cugetul altuia? Ce spun aici cei care afirmă atât de des și în atâtea situații? Eu am libertatea, am slobozenia, dar ceilalți? Noi, biserica, suntem un trup. Este ca și cum ar spune mâna dreaptă, eu pot să o bag asta în apă, că uite, e teafără. Nu se uită că mâna stângă este rănită. Spune, hai, intră și tu la apă. Dacă toți suntem un trup, conștiința mea, cum pretinde că este atât de curată și atât de bine racordată la voia lui Dumnezeu, dar nu e racordată cu conștiința celui de lângă mine? Nu-i corect? O conștiință curată e ca și cu iubirea. Pot declara foarte ieftin că iubesc pe Dumnezeu, dar dacă nu iubesc pe aproapele, asta nu este iubire. La fel este și cu conștiința. Conștiința mea trebuie să țină cont de conștiința celui de lângă mine. Și o vorbă înțeleaptă spune, în sufletele oamenilor nu se intră încălțat. Conștiința știe să umble desculță, știe să umble cu mânuși. Însă, dacă îți permiți așa să nu ții cont de cel de lângă tine, dacă este rănit, dacă înțelege și el așa, noi suntem situați prin nivele diferite de gândire. Unul crede, spune acolo, cu zilele așa, altul crede cu carne așa, altul crede așa, altul crede altfel. Fie-vă conștiința și fie-ne atât de fină încât să nu jignim și să nu ne căjim pe fratele nostru de lângă noi, să ne ajute Domnul la aceasta. Că spune versetul 31 aici în continuare, deci fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul spre slava lui Dumnezeu, să nu fiți pricină de păcătuire,
nici pentru iudei, nici pentru greci, nici pentru biserica lui Dumnezeu, după cum mi-e să ies eu în toate lucrurile să plac tuturor, căutând nu folosul meu, ci acelor mai mulți ca să fie mântuiți. Și la gândul că odată vom ajunge și chiar Dumnezeu dorește să aibă toți aceeași conștiință, același cuget, să fie cu un cuget, spune că înainte de a primi ei Duhul Sfânt, în Fapte 1 cu 14, stăruiau în rugăciune cu un cuget. Și dorea Pavel pentru Corinteni, 2 Corinteni 13 cu 11, aceea situație. Încolo, fraților, fiți sănătoși, desăvârșiți-vă, că asta ține de desăvârșire, îmbărbătați-vă, fiți cu un cuget. Trăiți în pace și Dumnezeu dragostei și al păcii va fi cu voi. După ce ne-am educat, și trebuie să fie un proces continuu de educare a conștiinței, trebuie să înțelegem, să dorim și să ajungem la cunoștința și la practicarea aceasta a unei conștiințe desăvârșite. Desăvârșirea, neprihănirea, nu se poate înțelege fără o conștiință curată. Citim în 1 Timotei 1 cu 5, ținta poruncii, ăsta e obiectivul final, este dragostea. Dar asta nu se obține verbal, care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută. Toate astea trei sunt elemente de interior. Dacă astea trei sunt ca trei piciorușe, vedeți, o masă ca să stea, îi trebuie trei picioare. Dacă conștiința e curată, inima e curată, credința e neprefăcută, poți să trăiești în dragoste, poți să ai această roadă a neprihănirii. Dar dacă conștiința nu e curată, păi o faci sub o presiune, sub o sândă, o faci cu teamă. Dacă ți-ai pierdut inima curată, păi nu mai poți să iubești, ura a pătruns acolo. Deci este unul din elemente definitorii, eliminatorii, obligatorii ale trăirii împreună cu Dumnezeu, o conștiință limpede, curată. Și de atâtea ori conștiința noastră nu este limpede, pentru că nu se fac mărturisiri, pentru că noi educăm după cuvânt, pentru că nu suntem racordați la Duhul Sfânt. Și citim apoi aici 3 cu 9, spune la lucrător să păstreze taina credinței într-un cuget curat. Și mai adăugăm ce spune Ioan în epistola sa, 1 Ioan 3 cu 18, citim și 17, să înțelegem. Dar dacă cineva are bogății lumea acesteia și vede pe fratele său în nevoie și își închide inima față de el, cum rămâne în el dragostea lui Dumnezeu? Adică dacă nu se exprimă practic neprihănirea, poate cineva să aibă înăuntru și practic să nu fie? Copilașilor, să nu-i vin cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. Prin aceasta vom cunoaște că suntem în adevăr. Și ne vom liniști inimile înaintea Lui. Semnul căci conștiința ta este liberă, e curată, este că inima ta este liniștită. Cei răi n-au pace. Dar conștiința nu e liberată, noaptea visezi urât, ziua trăiești cu zbucium, nu poți să fii sincer și totul este pentru tine o spoială și o dublă mască. Ne vom liniști inimile înaintea Lui. Ori în ce ne osândește inima noastră, căci Dumnezeu este mai mare decât inima noastră, este ce am spus până acum, s-ar putea inima ta să nu te mustre, dar Dumnezeu e mai mare și atunci inima ta trebuie înălțată până la nivelul lui Dumnezeu, când conștiința se racordează la cuvânt. Căci Dumnezeu este mai mare decât inima noastră și cunoaște toate lucrurile. Prea iubiților, dacă nu ne osândește inima noastră, avem îndrăzneală la Dumnezeu. Când nu te mustră conștiința de nimic, cum spun eu la un moment dat, nu mă mustră conștiința de niciuna din zilele mele. Era întru totul limpede și curat înaintea lui Dumnezeu, era transparent. Și asta nu-l înțepa la inimă, asta nu-i aducea tulburare, ci dădea o liniște perfectă. Iar după ce am obținut aceasta, nu se obține ușor, dar se obține. Trebuie luptat pentru asta. După ce am obținut aceasta, trebuie să o materializăm și chiar se va materializa și se va vedea aceasta. Spune 2 Corinteni 1 cu 12, lauda noastră este mărturia pe care ne-o dă cugetul nostru. Te poți lăuda cu gura, cine-i ca mine, eu sunt pocăit. Te pot lăuda alții, predicator bun, cântă frumos, dar cugetul te laudă?
Lasă cu ce tu să te laude. Nu mai trebuie nicio altă sentință judecătorească. Să vezi cu ce tu te laudă? Cugetul nostru că ne-am purtat în lume, în afară, și mai ales față de voi. Uneori trebuie să fim mai atenți cu pocăiții ca și cu nepocăiții, că nu le văd pe toate. Cu o sfințenie și curăție de inimă date de Dumnezeu. Va să zică, se poate. Să nu vorbim despre sfinți ca despre oameni de la altitudine. Nu, sunt tereștri, fraților, sfinți, nu? Sfinții care sunt în țară, sfinții din biserică, din Ierusalim și din Arad sau de oriunde a fi ei. Apoi, Roman 13:5, în raporturile noastre cu lumea, cu autoritățile. De aceea să fii supuși, nu numai de frica pedepsei, că sunt mari pedepsele, ci și din îndemnul cugetului. Și aminteam noi când am împărtășit acest cuvânt, că frica pedepsei ar trebui să dispară treptat și să faci totul din conștiință. Uneori, funcționând după conștiință, îți vor spune oamenii că ești prea corect și că ai de suferit. 1 Petru 2 cunosc, căci este un lucru plăcut dacă cineva pentru cugetul lui față de Dumnezeu suferă întristare și suferă pe nedrept. Un cuget sfințit va fi mai înalt decât moralitatea din lume, mai presus decât standardul oamenilor. S-ar putea să sufere. Dar e plăcut dacă cugetul tău e mai fin decât lumea de rând. Toți oamenii au conștiință. Numai la unii s-a tocit și a ajuns însemnată cu fierul roșu de Satan și nu-i mai funcționabilă. Conștiința are un semnal înainte, dar are unul după, care te osândește și te apasă și de asta nu scapi. Și pe unii îi va osândi numai la judecată, îi va înțepa adânc și poate pentru toată veșnicia remușcările îi vor durea. Omul, ca să-și spășească, să se împace cu conștiința, ca și în Vechiul Testament, a adus jerfe, încearcă să ceară iertare, încearcă să dea înapoi, cum spunea Zacheu, însă eliberarea deplină și sfințirea se realizează prin Iisus. El ne dă o ungere care ne învață cum stau lucrurile. Însă această ungere trebuiește educată prin iluminarea Sfântului Duh și racordată la cuvânt și la voia lui Dumnezeu, ca să ai un cuget înalt. Și asta îți dă liniște. Să luăm acum 4 exemple, 2 rele, 2 bune. Mai întâi 2 rele. Frații lui Iosif, Geneza 42, au vândut pe Iosif. Dar gândiți-vă dumneavoastră câte evenimente nu se petrec în viața asta. Le ții minte pe toate? Dar nu le ții minte pe toate. Dar de ce unele nu le uită oamenii? Și sunt oameni care au comis câte o crimă și după ani de zile s-au dus și s-au predat autorităților. Cine i-a pus? Geneza 42:21. Eu zic unul către altul, da, am fost vinovați față de fratele nostru, căci am văzut neliniștea sufletului lui. Încă le era vie în memorie după 20 de ani, 20 și de ani, că s-a necăjit Iosif. Căci am văzut neliniștea lui, când ne ruga și nu l-am ascultat pentru aceasta, vine peste noi în cazul acesta. Ruben a luat cuvântul și le-a zis, nu vă spuneam eu, să nu faceți o asemenea nelegiuire față de băiatul acesta? N-ați ascultat, acum ni se cere socoteală pentru sângele lui. Toate faptele astea, prin conștiință, sunt reactualizate și îl înțeapă pe om și parcă știe că își așteaptă o sândă. Deja stă tremurând în așteptarea acelei judecăți. Și mai târziu, Geneza 50, tot n-au fost ei limpeziți total. 50:15, da, dacă va prinde Iosif ură pe noi și ne va întoarce răul pe care l-am făcut. Și atunci, din nou s-au închinat și Iosif i-a spus, fiți liniștiți. Un alt exemplu, Iuda, în Noul Testament. Matei 27. V-ați gândit vreodată, înainte de a păcătui Iuda, măi, nu i-a fi spus și lui conștiința. Dar conștiința lui până atunci, când învârtea el la bani, nu l-a mustrat, dar a trecut peste ea. Și în Matei 27, după ce a săvârșit păcatul cel mare, 27:3, aci Iuda, vânzătorul, când a văzut că Iisus a fost osândit la moarte, s-a căit. Dar de unde? Cine le-a provocat această părere de rău? S-a dus înapoi cei 30 de arginți, i-a dat în mâna preoților celor mai de seamă și bătrânul și a zis, am păcătuit, de cine i-a spus? Căci am vândut sânge nevinovat, ce ne pasă nouă, a răspuns ei, treaba ta. Iuda a aruncat arginți în templu și s-a dus de s-a spânzurat. Și câți oameni nu recurg la astfel sau la altfel de metode? Că nu mai pot să scape de urmărirea conștiinței. Că înțeapă și roade și doare și nu știu ce să mai fac. Dacă te înțeapă conștiința pentru ceva acum, mărturisește-te, du-te, scapă, Iisus, poate să ți-o reînnoiască. Dar nu sta așa sub apăsarea aceasta. Și acum 2 exemple pozitive, David 1 Samuel 24. David nu l-a lovit pe Saul. Poate dacă eram noi pe acolo,
Nu îl omoram pe Saul, dar așa puțin îl legam cu mâinile la spate, nu? Dar David numai atât a făcut, numai a tăiat colțul hainei, așa? Și spune 24:5, după aceea, inima îi bătea pentru că tăiase colțul hainei lui Saul. Și pentru atât l-a mustrat cugetul. Unii pentru câte o vorbă îi mustră cugetul. Alții, nici pentru o traistă de vorbe. Pentru atât îi bătea inima. Dar ceilalți nu le bate inima, dar cum trăiesc? Cu motoare? Tot cu inima. Dar e vorba de conștiință, de acest simțământ lăuntric. Și era odată să nu-i bată și la David inima. Întoarceți o foaie, 25:31. Era să se ducă și să nimicească pe al lui Nabal pe toți. Că atunci când ne enervăm, așa se ascunde și conștiința de frică de pomeni, nu? Și iese Abigail în cale și spune, versul 31, atunci, după aceea, deci, nu va avea domnul meu nici mustrări de cuget și nici nu-l va durea inima că a vărsat sânge nevinovat. Și femeie înțeleaptă l-a prevenit, Dumnezeu prin ea, evident. David, acum gândește că în urmă o să te doară inima, te va mustra cugetul, da, poți să-l învii pe Nabal după aia? Și așa nu merita, că nu era cum trebuie, dar ar fi vrut la odică, numai să nu-l mai doară inima în urmă. David a fost sensibil și, cum spune în psalm, celui neprihănit îi răsare o lumină în întuneric. Dumnezeu l-a prevenit, ține cont de avertismentele astea și nu te du înainte făcând păcatul. Celălalt exemplu este Pavel, 1 Corinteni, capitolul 4, cu 3. Pare aici un verset ca și cum Pavel n-ar ține cont de conștiință, însă ne lămurim îndat. Cât despre mine, prea puțin îmi pasă dacă sunt judecat de voi sau de un scaun omenesc de judecată. Bancă, nici eu însu nu mai judec pe mine. Să nu spune că nu mă doare capul de nimic. Căci n-am nimic împotriva mea, de ce nu se judeca? N-avea nimic împotriva lui. Totuși, nu pentru aceasta se socotea neprihănit. Cel ce mă judecă este Domnul. Uitați, cu ce libertate de cuget făcea Pavel lucrarea. Cum să n-aibă călăuzire de la Domnul? Cum să nu se vindece bolnavi? Cum să n-aibă călăuzire în toate lucrurile? Nu avea nimic împotriva lui. Și citim Fapte 23:1. Dar Pavel, cum ai ajuns aici la starea asta? Că noi poate uneori ne tragem înapoi că nu putem face slujbă, că ceva ne înțeapă conștiința, că știu eu, n-am făcut noi o mare delapidare, dar poate puțin ceva ne înțeapă. Fapte 23:1. Pavel s-a uitat țint în sobor și a zis, fraților, eu am viețuit cu toată curăția cugetul meu înaintea lui Dumnezeu până în ziua aceasta. Cum a putut? 24:16. Și cum a putut? Scrie aici. De aceea mă silesc. Pavel n-a fost fânt din oficiu. Spune Dumnezeu, uite, pe ăsta l-am lăsat mare apostol și acum, ca să nu cumva să greșească, pe ăsta nu-l mai lăsăm să păcătuiască. De aceea mă silesc să am totdeauna în cuget curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Se silea ca să fie așa și a realizat până în acea zi. Mă, nu știu dacă la noi a fost până în ziua de astăzi, dar vreți de astăzi? Doamne ajută-ne! Un cuget curat, o libertate de acțiune înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Există așadar o stare naturală a conștiinței. Spune Proverbe 28:17, un om al cărui cuget este încărcat cu sângele altuia, fuge până la groapă. Dar ce îl face să fuge? Fuge cineva după el? Nu. Conștiința îl fugărește. Nimeni să nu-l oprească. Ei, nu să nu-l oprești să nu cadă în groapă. Să nu-l oprești în sensul să-i omori conștiința, să spui, nu-i nimic. Lasă-l să fugă la Iisus, nu la groapă. Dar nu-i omori conștiința și spune, nu-i nimic. Lasă, treacă, meargă. Nu, nu. Conștiința îl fugărește, nu-l opri tu. Lasă-l să conștiința să-și facă acțiunea că Dumnezeu a lăsat-o în noi. O doua categorie de oameni este starea demonică, oamenii demonizați. Spune Efeseni 4:17, să nu mai trăiesc cum trăiesc păgânii de deșertăciunea gândurilor lor. Versetul 19, ei și-au pierdut orice pic de simțire, nu mai au simțire. Și-au pierdut orice urmă de simțire a cugetului. Nu mai funcționează nimic. Sunt oamenii imuni la bine și care nu mai au nicio sesizare înaintea răului. Și cealaltă stare, starea omului spiritual, cu o conștiință educată. Spune 1 Corinteni 13:6, vorbind despre dragoste, nu se bucură de nelegiuire. Poate te abții să nu faci rău, poate nu spui pe față că te bucuri sau nici măcar nu ți este indiferent că s-a întâmplat rău cuiva sau că a păcătuit cuiva. Pavel, cu o conștiință curată, spunea, cine cade în păcat și eu să nu ard. Nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Asta e un simțământ al conștiinței. Nu se bucură de nelegiuire. Nu se silește să fie așa. Înăuntru așa funcționează, ci se bucură de adevăr.
are un mare discernământ, o mare sensibilitate de diferențiere a binelui și a răului. Și mai citim doar din Tit și ne oprim aici. Titul 1 cu 15 spune prima parte a versetului: totul este curat pentru cei curați. Deci inclusiv cugetul, un cuget curat. Și spune apoi de la 2 cu 7: dă-te pe tine însuți pildă în fapte bune în toate privințele, iar în învățătură, că toate astea se leagă împreună. Dă dovadă de curăție, de vrednicie, de vorbire sănătoasă, fără cusur, ca potrivnicul să rămână de rușine, să nu poată spune nimic rău de noi, sfătuiește pe robi, să fie stupul stăpânilor, să le fie pe plac în toate lucrurile, să nu le întoarcă vorba, să nu fure nimic, ci totdeauna să dea dovadă de o desăvârșită credincioșie. Asta fără conștiință nu o poți face. Nu poți. Ca să facă în totul cinste învățăturii lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru. Hai să-i facem cinste lui Dumnezeu prin conștiința noastră. E ca și cum ar veni cineva în inspecție. Spui: frumos, prin curte am măturat, am vopsit și pereții, dar să spună: vreau să mă uit în ultimul sertar să văd ce ai, în ultimul colțișor, în conștiință. Dacă și acolo e curat, la Dumnezeu e cinste cu noi. Lasă-te laude conștiința. Educ-o mai întâi și să vedem în ce măsură ne îndreptățește și ne dovedește că îi slujim lui Dumnezeu. Să-și lase Dumnezeu Duhul Său peste noi, să ne lumineze cugetul, mintea, întregul interior, pentru ca conștiința noastră să cunoască o ascensiune în a se uni cu voia lui Dumnezeu și în a simți întru totul ce-i bine și ce-i rău și în a avea apoi puterea să înfăptuim aceste lucruri, pentru ca în toate să fie slăvit Dumnezeu. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.